Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Sănătate și Frumusețe! Pentru că mai sunt doar câteva zile până la sărbătoarea Crăciunului, am revenit în salonul de înfrumusețare și vom afla ce trebuie să facem pentru a arăta excepțional în noaptea de Crăciun, dar și de Revelion. Ce propuneri aveți pentru noi, pentru că urmează Crăciunul și Revelionul? Pentru că ne apropiem cu bucurie de minunata sărbătoare a Crăciunului, m-am gândit să vă propun ceva care să se potrivească indiferent de locație. Vă invit așadar să vedeți ce voi realiza.
coafura pentru doamne de poveste. Să vedem acum ce ne propui în materie de machiaj pentru sărbătoarea Crăciunului și pentru Revelion în același timp. Bine v-am găsit! În general, de Crăciun petrecem clipe minunate alături de familie, unde suntem mai naturali sau cel mai natural cu putință, astfel că un machiaj de acest gen ar merge extraordinar. În schimb, de Revelion putem exagera pentru că este o noapte plină de entuziasm, de bucurie și vrem să strălucim cât mai mult, astfel că inclusiv sclipiciurile și toate nuanțele puternice sunt foarte bune.
acesta este machiajul pe care vi-l propun pentru astăzi. După părerea mea, este destul de potrivit atât pentru Crăciun, cât și pentru anul nou. Sărbătorile de iarnă sunt un prilej deosebit de a-l petrece alături de familie, astfel că profit și eu de această ocazie să vă urez Crăciun fericit, sărbători fericite, un an nou minunat și toate cele bune. Vă doresc ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului să vă aducă lumină, fericire și numai bucurii. Să mulțumim pentru anul care a trecut și să așteptăm cu bucurie anul care vine. Salon. Frumusețea trezește sufletul la viață. Lorena Beauty Salon.